Ascultăm povestea Andrei. Nu trebuie să așteptăm simptomele depresiei ca să ne dăm seama că stresul din viața noastră devine o problemă serioasă. Atenție, 70% dintre români sunt stresați din cauza serviciului, potrivit Organizației Internaționale a Muncii. Așa că, doamnelor, domnilor, dacă partenerul de viață obișnuiește să vă trezească noaptea din somn din cauza scârșnitului din dinți, mai bine gândiți-vă un pic înainte să-l certați sau să-l tachinați. Bruxismul, netratat timp îndelungat, poate cauza chiar și pierderea dinților. Este foarte simplu, atât de periculos este, așa că dacă vă confruntați cu această problemă, mergeți la stomatolog, pentru că soluțiile care vi se pot da de către medici sunt pe cât de simple, pe atât de eficiente. Soția mea mi-a spus că noaptea, în timpul somnului, scrâșnesc mult din dinți și abia după ce mi-a spus ea, m-am uitat în oglindă și mi-am dat seama că sunt unitociți. Eu nu realizam, nu dădeam seama, dormeam. Dar vă trezeați cu maxilarele îngreștate sau cu ceva dureri? Dureri de mușchilor, cam pe la tâmple, aici mă durea. Și, nu știu, da, era și maxilarul îngreștat, adică mă trezeam noaptea și erau dinții strânși. Abia după observațiile repetate ale soției, Daniel Cosma a decis să treacă pragul unui specialist. Atunci a aflat că suferă de boala dentară a secolului, bruxismul. Scrâșnitul dinților este produs în principal de stres, dar poate fi produs și de o ocluzie incorrectă, de o mușcătură incorrectă, care se poate rezolva cu ajutorul aparatului dentar. Însă nu întotdeauna această soluție rezolvă problema, până ce nu îndepărtăm ca factorul principal, stresul, problema nu va dispărea. Ce putem face este să protejăm dinții cu ajutorul unei gutiere de bruxism. Sau, dacă nu vrem să ajungem acolo, ar fi bine ca înainte de somn să ne relaxăm un pic. Un duș fierbinte sau muzica preferată sunt doar câteva dintre sugestii. Trebuie să știți că nu doar adulții sunt afectați de bruxism. Boala este tot mai des întâlnită și în cazul copiilor. Din cauza presiunilor la care sunt supuși și viața lor este foarte agitată, foarte plină, de dimineața până seara, o mulțime de activități care pun presiune pe ei fără să conștientizăm lucrul acesta. Au din ce în ce mai puțin timp să joace, să fie relaxați. Nu e sănătoasă mușcătura vârf pe vârf, ci mușcătura normală este cu vârfurile dentare în spațiile interdentare corespunzătoare. În unele cazuri, maxilarul superior este mai avansat și apare un spațiu între cele două arcade sau la dânsul dinții de sus erau orientați către dinții de jos, înclinați spre înăuntru, iar la alții, din păcate, o anomalie foarte gravă, mandibula este mult în față. Simptomele care ar trebui să ne trimită la medic sunt în principal durerile de urechi, de cap sau de maxilar. Netratat, bruxismul poate crea multe probleme dentare serioase, de la fracturarea sau ciobirea dinților până la pierderea acestora. Atenție, această boală poate afecta și lucrările dentare existente și poate crește riscul de fracturare al obturațiilor, coroanelor sau punților, precum și al implanturilor dentare. Dacă smalțul, care este cel mai dur țesut din organism, suferă asemenea modificări, se tocește atât de mult, gândiți-vă ce efecte are stresul asupra întregului organism, asupra celorlalte organe și țesuturi. Bruxismul afectează o treime din populație, inclusiv copiii mici care au deja maxilarul format.